faci, iubita? Ce să facem? Te așteptam, Mariana, ca pe pâinea caldă. Cred, da. Ia uitați ce avem acolo, știți? În engleză îi spune Circle of Love. Circle of Love? Da, da, avem... 2018, da, 8 la urmă, un 8, un mucenic, da, infinitul. Da, și este un an 2018 excepțional, uh-huh, în iubire. Și de aceea m-am gândit ca prioritatea la 2018 să fie exact partea asta sentimentală. Perfect, de-aia m-am scuturat. Mă pregătesc? Da, 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 de la ce? De la melodie, că am reținut hitul tău ăsta cu trebuia să fii tu în povestea mea și invers. Asta este melodia mea preferată. Cred, da, cred. Am cântat-o și lui David. Da. 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 Bravo că ai cântat-o. 2018, da? 2018. Cu dragoste. Cu dragoste. Va fi guvernat conform gromovnicului din bătrâni de Venera, adică de Venus. Așa. Planeta iubirii. Este un an excepțional și pentru iubire, dar și pentru pasiune, pentru că debutul de an 2018 va fi cu o conjuncție interesantă: Soare în Capricorn, Venus în Capricorn și Luna Neagră, alias Lilith, da, în Capricorn. Asta e de începutul de an? Pe început de an și sigur că asta ne influențează tot, tot anul, anul 2018, că de aia este startul acesta așa de bun. Anul este guvernat de cifra 2 de destin. Adică, dacă adunăm 2 plus 1 plus 8, obținem numărul 11, 1 plus 1, 2. 2. Deci avem un 2 și un 8. De 28, da. La 2 ăla. E anul câinelui de pământ, echivalentul este balanța, balanța are două talere, este guvernată de Venus, de aceea iubirea este cea care ne ține într-un echilibru și pe o armonie perfectă. Eu cred că se însoară Florina. Doamne. Da? Cu cine? Așa mi-a venit, nu știu, am așa previziuni despre viitor. Că tot spuneați de destin și de soartă. Soarta spune ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Și aia este de la Dumnezeu. Să nu ne certăm, zice Florin, că nu e de aceeași. Spune cum ne așternem, așa o să dormim. Asta da. Da. Și aici este diferența. Există ani de karmă, există ani în care capul dragonului și coada dragonului ne influențează foarte mult. Sunt împărsător și în leu aceste aspecte. De aici și compatibilitățile foarte bune în 2018. Vărsător, scorpion, Sător, cu an de căsătorie, uitați acolo cercurile. Da, sunt verighetele. Eu am zis, verighetele, da, sunt. Cine mai compatibil? Taur. În relație cu leu, la fel foarte bine. Da, și mai avem Săgetătorul? Fecioara funcționează perfect cu Săgetătorul. Da, și peștii cu gemenii. Prietenul meu de la urmă. Ce puteți să-mi spuneți despre relația fecioară-fecioară? Pe scurt, așa mă interesează. Fecioară-fecioară este o relație foarte bună dacă amândoi sunt cu structură karmică pozitivă. 2018 este cu fidelitate pentru unii, datorită lui Uranus, care intră în berbec. Pentru unii. Care intră în taur, pleacă pe 15 mai din berbec și intră în taur. Și pentru alții, o relație non-conformistă, de la același Uranus, care este planeta vărsătorului și face o mișcare excepțională în 2018 pentru următorii 7 ani. Trebuie să-l găsesc pe Uranus. Aha. Ceva de vorbit cu el. Păi Uranus e patronul vărsătorului, așa că eu sunt vărsător și mă întreb pe mine. Gata, l-am găsit pe Uranus. Hai să luăm de la capăt atunci. Hai să ne... Așa. Cu berbeci. Berbecii au un an cu marcaj interesant. Spuneam că pe data de 15 mai Uranus va părăsi zodia berbecului și va intra în taur. Prin urmare, debutul de an vine cu un plus de armonie atât pe carieră cât și pe relația sentimentală. Este la fel de important să știm că toate acestea vin la pachet cu câștigurile, pentru că cei care muncesc mult și bine și mai sunt și îndrăgiți și iubiți, atunci au, cum să spun, zvâc. Știu exact de ce să lupte ca să-și atingă obiectivele și să câștige bani. Bun. Taurii
sunt foarte bine susținuți începând cu data de 15 mai, când spuneam că în zodia lor va staționa timp de 7 ani de zile. Ați văzut 7 ani din Tibet, da? Da? Cu latura aceea spirituală extraordinară, un film excelent cu Brad Pitt. E ziua lui, Brad Pitt, e ziua lui. Da, săgetător, la mulți ani. Săgetător, da, l-ai ratat pe brațe. Da. A divorțat și de Angelina Jolie. A, e liberă, înseamnă că toată asta era în calea mea, că în rest. Da, și a avut și o nevastă înainte care a fost vărsător, așa că logodnica Americii. Lăsați-l pe brațe, da. Avem pe Diana aici. Bun, așa taurii. Taurii, da, vor avea o perioadă cel puțin de 7 ani, excepțională în plan sentimental. Pentru că Uranus, spuneam că vine cu și dă un plus de valoare la ceea ce înseamnă destin. Trebuie să fie foarte înfipți, chiar geniali în tot ceea ce fac. Să se gândească la partea aceasta care ține de minte, trup și spirit. Spiritualitatea funcționează perfect timp de 7 ani. Partea financiară, pentru că întotdeauna taurul asociem cu banii, cea de-a doua casă zodiacală, unde sunt câștigurile, trebuie să fie mai hotărâți și mai determinați ca să câștige mult mai bine. Și susținuți, evident că nu reușești niciodată singur. Mai reușești. Gemenii. Sunt pe o susținere fantastică datorită aspectelor care se formează pe cea de-a 8-a casă, acolo unde sunt câștigurile suplimentare, dar e și relația de iubire și de armonie cu partenerul de viață. Și tocmai a fost Cornel Ilie aici, de la Van. Da, și îmi place piesa lui foarte mult cu Irina Rimes, cea cu trebuia să fii tu în inima mea. Așa, deci vor avea un an foarte bun pe structură financiară, pe zona carierei, dar și pe sănătate, că va fi o opoziție lună albă, lună neagră. Și la RAC, luna albă este cea care îi guvernează la debut de an. Luna va fi exact în zodia racului, semn că va fi în domiciliu și va susține și partea care ține de feminitate, și partea care ține de finanțe, și partea care ține de partea aceasta sentimentală, copii, familie, dorința de a fi cât mai stabil și cât mai statornici. Perfect. Lei au nodul lunar nord. De partea lor este un aspect care ține de dharma și de karmă și vor avea parte de noi începuturi. Unii vor avea o ascensiune excepțională pe carieră datorită suportului karmic, alții vor avea parte de un nou loc de muncă, de exemplu, pentru cei care își doresc, da, Venus pe casa a șasea cu soarele. Da? Alții vor avea parte de relații interesante, atât care țin de sensualitate, de creativitate, de concepție, de ce nu, da. Fecioarele sunt de departe foarte bine susținute în cea de-a cincea casă. Acolo este casa sentimentală, casa artiștilor la debut de an. Iauzi. Și iubire și creativitate. Iauzi. Deci este un an cu muze, dragul meu. Multe muze și inspirație. Multe muze, ați zis? Da, eu zic că numai una, dar muzele știi cum sunt. Chiar dar nu sunt ele. Tocmai tu, Diana? Am dat singură una. Au, dar ce m-am zis. Bine că avem o muză. Bine că avem muze? Asta e! Să n-avem buze! Să n-avem buze sparte! Balanța. Balanța. E de bine pe balanță. Sigur că da. Asta cifra de destin este 2. Da. Vine cu tot ce înseamnă un plus pe iubire, pe partea de sănătate, dar și pe zona care ține de loc de muncă și carieră. Pe urmă, scorpionii de departe sunt foarte bine susținuți în 2018. Spuneam de relațiile foarte bune pe care le are cu vărsătorul și de cifra 2. Este Jupiter acolo, prin urmare, marele noroc și marele benefic le poate aduce atât relații cât și afaceri, da? Care să țină pentru 12 ani. Iată, numai 2018 este numai startul pe așa ceva. Săgetătorii sunt și ei foarte bine
susținuți din toate punctele de vedere. Sentimental? De zeița Venus. Da, păi când spuneam de iubire și de un horoscop al iubirii, oare la ce mă gândeam dacă nu la partea aceasta? Relațiile pot să se înfiripe la locul de muncă. De la locul de muncă? La locul de muncă, că este pe casa șasea aspectul, da? Pe urmă poate să fie și relații care să țină de carieră, și aici vorbim de doi, alianțe care se conturează, da? Că săgetătorul are nevoie întotdeauna să fie cu cineva pentru a reuși. Gata, destul despre săgetători. Da, da, chiar Capricorni. E deja mult prea mine. Da, așa. Au la debut de an tot felul de decizii care țin de partea sentimentală, de partea afectivă. Dacă merită să rămână sau nu într-o relație. Dacă... Începe zodia lor în 5 zile acum. Da. Sigur că da. Dacă își doresc ca relațiile respective să prindă contur, luna neagră spune de faptul că poate să apară o ispită în calea lor. Și lucrul acesta, știți cum este? Este muze din alea celea, știu da, cu, cu două tăișuri, așa, așa, relații cu două tăișuri pe muchie de cuțit. Vărsătorii? Vărsătorii sunt foarte bine susținuți. Ăștia sunt cu Uranus acolo, cu Uranus, da, deci timp de 7 ani vor avea parte de tot ce este mai bun, atât în plan sentimental, cât și pe zona carierei, cât și în plan financiar, pentru că intră în Taur Uranus. Deplasările la fel se anunță bune, colaborările și cooperările cu cei din jur, relațiile de muncă, în mod special. Ce ziceți-mi de pești, să știu de peștii fratele? Sunt cu un suport foarte bun pe partea neptuniană și chironiană. Neptun este considerat planeta crezurilor noastre. Este o planetă care în plan sentimental funcționează perfect. Te duce într-o lume imaginativă perfectă și acolo este iubirea. Iubire pe toate planurile. Asta e 2018. Foarte bine. E cu 2, cifra 2 merge la toată lumea. Cu 8 la cercurile iubirii. Hai că ai învățat și asta. Foarte ceva. Frumos. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu vreau să spun la mulți ani tuturor celor care ne urmăresc și un an 2018 plin de împlinire. Fabulos să fie și plin de iubire. Mulțumim mult, Mariana Cojocaru. Și dacă tot s-a așezat acolo să cânte, eu zic să luăm o pauză și să ne cânte după pauză. Stai cu noi că mai avem treabă. E luni!